Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Banca Națională. Dau citire comunicatului de presă privind hotărârile Consiliului de Administrație al Băncii Naționale pe probleme de politică monetară. Rata anuală a inflației a crescut în aprilie 2021 la 3,24%, de la 3,05% în martie, iar în luna mai a urcat la 3,75%, ușor peste nivelul prognozat și deasupra limitei de sus a intervalului țintei. Creșterea a fost determinată aproape integral de componentele exogene ale indicelui prețurilor de consum, mai cu seamă de scumpirea combustibililor pe fondul măririi cotațiilor petrolului. Rata medie anuală a inflației IPC în luna aprilie a rămas la nivelul lunii decembrie 2020, respectiv 2,6%, și a crescut la 2,8% în luna mai. Rata medie anuală calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, indicele Uniunii Europene, a crescut la 2,2% în luna aprilie și 2,3% în luna mai, de la 2,1% în luna martie. Rata anuală a inflației Core 2 ajustat, cea pe care o putem controla noi, s-a menținut sub nivelul de 3%, crescând în aprilie și rămânând în luna mai, la 2,9%, de la 2,8% în luna martie 2021. Activitatea economică a continuat să se redreseze în trimestrul 1-2021 într-un ritm considerabil mai alert decât cel anticipat, deși încetinit în raport cu intervalul precedent, aceasta recuperând aproape în totalitate pierderea suferită în trimestrul 2-2020. Astfel, economia și-a redus declinul în termen anual la doar minus 0,2%, de la minus 1,4% în trimestrul 4-2020, în condițiile creșterii în termen trimestrial cu 2,8%. Evoluția face probabilă redeschiderea deviației pozitive a PIB-ului în trimestrul 1-2021, în devans cu două trimestre față de cea mai recentă prognoză pe termen mediu. Din perspectiva evoluțiilor în termeni anuali, redresarea a fost antrenată și în trimestrul 1-2021 de cererea internă. Determinantul major l-a constituit de această dată consumul privat, care s-a redinamizat considerabil, în principal pe seama revigorării puternice a cumpărărilor de mărfi și servicii, dar și cu aportul altor subcomponente. La rândul ei, formarea brută de capital fix și-a mărit contribuția pozitivă la dinamica anuală a PIB, aceasta devenind astfel majoritară în condițiile accelerării semnificative a creșterii sale pe fondul saltului amplu al variației investițiilor nete în utilaje, inclusiv mijloace de transport, ce a devansat ca impact pierderea consistentă de RIN consemnată de construcțiile noi. În schimb, exportul net și-a mărit substanțial aportul negativ, ca urmare a creșterii mai pronunțate a dinamicii importurilor față de cea evidențiată în cazul exporturilor de bunuri și servicii, având drept consecință și accentuarea adâncirii deficitului balanței comerciale în raport cu perioada similară a anului precedent. Pe acest fond, dar și ca urmare a înrăutățirii considerabile
avalanței veniturilor primare și a celei a veniturilor secundare, pe seama fluxurilor profiturilor reinvestite și într-o mică măsură a intrărilor nete de fonduri europene, deficitul de concurent a cunoscut cea mai amplă creștere în termen anual din ultimele 14 trimestre. Potrivit celor mai recente evoluții ale indicatorilor cu frecvență ridicată, economia continuă să crească în trimestrul 2-2021, într-un ritm trimestrial în decelerare, implicând însă, în contextul efectului de bază asociat contracției severe din perioada similară a anului trecut, majorarea la un nivel considerabil de două cifre a dinamicii anuale a PIB-ului. Relevante sunt creșterile deosebit de ample consemnate în luna aprilie, față de aceeași luna anului trecut, de vânzările cu amănuntul, inclusiv cele automoto, dar mai cu seamă de serviciile prestate populației. Totodată, producția industrială s-a mărit considerabil în termeni anuali, în luna aprilie, ajungând să depășească cu 3% nivelul pre-pandemie și cu 3,9% în cazul industriei prelucrătoare. O creștere chiar mai amplă au cunoscut comenzile noi în industria prelucrătoare, iar volumul lucrărilor de construcții și-a reaccelerat substanțial ascensiunea în termeni anuali. În același timp, deficitul comercial și-a temperat ușor creșterea față de aceeași perioadă anului trecut, în condițiile în care majorarea consistentă a exporturilor a devansat-o pe cea a importurilor de bunuri și servicii. Deficitul de concurent și-a comprimat însă mult mai puternic dinamica anuală, inclusiv cu aportul balanței veniturilor primare și acelei a veniturilor secundare, rămânând totuși superioară valorilor ei medii din 2019 și 2020. Pe piața financiară, cotațiile relevante ale segmentului monetar interbancar au consemnat noi scăderi ușoare în lunile mai și iunie, iar randamentele titlurilor de stat au continuat să descrească lent pe scadențele scurte, în timp ce în maturitățile mai lungi au cunoscut ajustări ascendente moderate. Ratele dobânzilor la principalele categorii de credite noi ale clienților nebancari și-au accentuat trendul descendent în intervalul aprilie-mai 2021, coborând astfel la valori foarte joase din perspectivă istorică. Totodată, după creșterea ușoară din prima parte a lunii aprilie, cursul de schimb leu-euro a atins să se stabilizeze pe nou palier, inclusiv pe fondul diferențialului ratelor dobânzilor. Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat și-a accelerat considerabil creșterea în primele două luni ale trimestrului 2-2021, urcând în luna mai până la 10,1% și mărindu-și media pe ansamblul intervalului la 9,2% de la 5,7% în trimestrul 1. Evoluția a reflectat atât un efect de bază, cât și aportul consistent adus de fluxul de credite în contextul continuării creșterii solide a economiei și al trendului general descendent al ratelor dobânzilor, precum și pe fondul măririi ușoare a contribuției programelor guvernamentale în raport cu precedentele două luni, care a rămas totuși modest. Dinamica anuală a componentei în lei s-a mărit astfel la 14,5%,
în intervalul aprilie-mai de la 10,0% în trimestrul 1, iar ponderea acestei în total a urcat în luna mai la 70,6%, recordul perioadei post-ianuarie 1996. Cele mai recente evaluări relevă perspectiva creșterii ratei anuale a inflației pe orizontul scurt de timp la valori mai înalte decât cele evidențiate în cea mai recentă prognoză pe termen mediu publicată în raportul anual lunar asupra inflației din mai 2021, sub impactul tranzitoriu mai puternic al factorilor pe partea ofertei. Determinante sunt majorările mai ample ale prețurilor produselor energetice, în principal ale gazelor naturale și energiei electrice. În același timp, evoluția pandemiei și a măsurilor restrictive asociate continuă să genereze incertitudini și riscuri considerabile la adresa perspectivei inflației, cel puțin pe termen scurt, date fiind încetinirea puternică a ritmului vaccinării pe plan intern și tendința de răspândire unele țări europene a variantei mai contagioase de coronavirus, tulpina Delta. Surse de incertitudini și riscuri rămân, de asemenea, conduita politicii fiscale și absorpția fondurilor europene, în special a celor aferente programului Next Generation. Din această perspectivă, importante sunt proxima rectificare bugetară și strategia de consolidare bugetară prezumată a fi elaborată până în toamnă, conform recomandărilor instituțiilor europene, precum și aprobarea de către Comisia Europeană a Planului Național de Redresare și Reziliență. Pe piața muncii, evoluțiile recente sunt mai favorabile decât cele anticipate, inclusiv la nivelul intențiilor de angajare, dar persistă incertitudini legate de perspectiva situației epidemiologice și de implicațiile sistării programelor de sprijin guvernamental. Riscuri suplimentare vin din tendințele sincronizate de creștere a cotațiilor multor materii prime, de natură să accelereze inflația pe plan mondial. În ședința de astăzi, 7 iulie 2021, pe baza evaluărilor și datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an. Totodată, a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare, rata Lombard, la 1,75% pe an. De asemenea, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervele minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Deciziile Consiliului de Administrație vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, corespunzător țintei staționare a inflației de 2,5% plus minus punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală și în condiții de protejare a stabilității financiare. Banca Națională a României monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental
privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Minuta deliberării sau deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul ședinței de astăzi va fi publicată pe website-ul Băncii Naționale în data de 19 iulie 2021 la ora 15. Conform calendarului anunțat, următoarea ședință a Consiliului de Administrație al BNR, dedicată politicii monetare, va avea loc în data de 6 august 2021, când va fi analizat noul raport trimestrial asupra inflației. Acesta este comunicatul. Răspund la câteva întrebări. Bună ziua, Alexandru Vlădescu, Antena 3. Domnule guvernator, dacă ne puteți spune cum va face față România unei datorii publice de peste 50% în contextul în care în luna mai datoria publică a României și încă a ajuns la 50% din PIB, dacă suntem pregătiți până la urmă să suportăm o astfel de datorie din ce în ce mai mare? Un punct de vedere al Băncii Naționale este că o datorie publică mai mică este în avantajul țării din punct de vedere al inflației, al stabilității financiare. Dar, având în vedere nevoia de resurse, și interne și externe, creșterea pe datorie nu este o excepție, ci dimpotrivă, dacă vă uitați la nivelul Uniunii Europene, cam aceasta este regula și noi ne situăm în partea de jos a țărilor membre ale Uniunii Europene. Deci, până la 60% nu văd probleme majore pentru România. Mai degrabă aș spune că deficitul bugetar, că de aici este datoria publică, nu vine din altă parte, din faptul că veniturile la buget sunt mai mici decât cheltuielile. Această situație durează de 30 de ani. De când a început tranziția. Deci problema mai mare este ca acest deficit să fie redus treptat, nu brutal. Situația bugetară și deci de situația deficitului bugetar să se consolideze la niveluri scăzute, să ajungem într-un timp rezonabil, și aici Consiliul Fiscal are prezentat o întreagă strategie cu care noi suntem de acord, la un deficit bugetar sub 3%, și creșterea datoriei publice să nu depășească 60%. Bine ar fi să se mențină sub 60%, poate chiar în jur de 55% și apoi să descrească ușor, să se stabilizeze la acel nivel. Deci cred că vom, ca țară, vom face față. Înțeles că e nevoie de reforme, inclusiv în domeniul fiscal, creșterea veniturilor, o disciplină mult mai severă în domeniul cheltuielilor, evitarea acelor, să spunem, multiple excepții în domeniul încasărilor bugetare și așa mai departe. Este un domeniu la care ne uităm, de a apare și în comunicat, dar bineînțeles că este apanajul guvernului. Comentariile mele sunt generale. Mulțumesc. Încă o întrebare. Economistul, celebrul economist american Rubini, spune că am putea avea o criză financiară de proporții în următoarea perioadă, mai tare decât cea din 2008, mai dură. Dumneavoastră, cum vedeți această opinie? E România pregătită pentru astfel de criză? Românii, în general? Eu sper din toată inima să n-are dreptate, să n-aibă dreptate asta. N-am alt comentariu. Depinde de majorarea, mărimea crizei. Avem, din păcate, două deficite gemene, deficitul fiscal și deficitul de cont curent, și ar fi bine ca o eventuală situație tensionată pe plan internațional să ne prindă cu aceste deficite la niveluri cât mai scăzute. Deci, cum v-am spus, sper ca domnul Rubini să n-aibă dreptate. Și ultima mea întrebare, dacă îmi permiteți.
cât să mai dureze acest rai al dobânzilor scăzute? Pentru că citați mai devreme din comunicatul Băncii Naționale că banca, că BNR va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a opri până la urmă creșterea prețurilor, inflația. Ne așteptăm așadar să vedem în următoarea ședință de politică monetară că dobânda cheie ar putea să crească? Nu, în următoarea ședință de politică monetară nu cred că ne așteptăm la asta, nu sugera asta comunicatul, dar două lucruri sunt evidente și reieși din comunicat și din analiza situației internaționale. Perioada dobânzilor scăzute se apropie de sfârșit. Acum, în discuție, este numai ceea ce economiștii spun ieșirea, exitul. Cum se iese din această perioadă de stimulare chiar excesivă, puternică a creșterii economice, inclusiv cu dobânzi scăzute. Deci, ca să folosesc chiar și un termen neromânesc, dar utilizat de noi, timingul, calendarul de ieșire și de revenire la normalitate este cel mai important, dar este încă sub discuție. Nu avem aici o certitudine. Certitudinea este că tendința este spre normalitate, spre revenirea la normalitate. Și asta depinde, bineînțeles, și de presiunile inflaționiste. Asta este un lucru cert. Al doilea lucru cert este că noi ne pregătim, de aia spunem că folosim toate instrumentele, și aș putea spune că am început deja cu un control mai serios al lichidităților pe piața monetară. Ne pregătim pentru ce va urma. Prognoza noastră este că inflația va fi în creștere. Este însă legată de prețuri administrate pe care nu putem să le influențăm. Deci, ultimele majorări anunțate la gazele naturale vor împinge indicele ceva mai sus. Este un fenomen tranzitoriu din acest punct de vedere, pentru, de exemplu, majorarea prețului la electricitate va ieși din calculul indicelui prețurilor de consum în luna ianuarie anul viitor. Deci, prognoza noastră pe termen mediu, cea la care ne uităm în primul rând, nu este încă, spun eu, alarmantă. Folosesc cuvântul încă, pentru că sunt foarte mulți factori care acționează în acest sens. Da? Și vom doza foarte bine, ăsta este cuvântul pe care place să-l folosesc, instrumentele de politică monetară. Ne vom uita și la politica fiscală, ce se va întâmpla în acest context al politicilor generale din România, pentru ca, pe de o parte, să asigurăm creșterea, ieșirea din recesiune, creșterea economică sustenabilă, iar, pe de altă parte, să ținem inflația sub control. Este, într-adevăr, o chestiune de dozaj fin și, dacă vreți să rețineți, un alt cuvânt cheie este că ne vom adapta la situația curentă. Vedem cum evoluează situația pe plan internațional, pe plan intern, și vom adopta măsurile necesare. Mulțumesc. Bună ziua, Elena Deacu de la Economedia. Domnule guvernator, aș vrea să ne explicați care sunt motivele pentru care doamna Viorica Dăncilă a fost angajată drept consultant în cadrul Băncii Naționale a României, ce a calificat-o pe doamna Dăncilă să fie consultant pe strategia de sustenabilitate și energie verde, ce activități are și ce activități a avut doamna Dăncilă până acum. Deci motivele, ca și politica de resurse umane ale Băncii Naționale, au fost explicate pe larg de directorul resurselor umane și se găsesc pe site-ul băncii. N-am nimic de adăugat și chiar vă rog să le citiți, că acolo sunt trecute. În ceea ce privește domeniul în care dânsa lucrează, fac două precizări. N-a luat locul niciunui specialist din Banca Națională. Domeniul în care dânsa lucrează, și anume economia verde, este un domeniu relativ nou, și pentru dânsa, dar pentru oricine. Nu avem absolvenți de facultate sau de orice studiu în domeniul acesta. Și
împreună cu colegii cu care formează grupul respectiv, nu? Studiază și probabil că în toamnă, când grupul respectiv, care este încă în formare, va termina o lucrare, va ieși în public cu materialul respectiv. Și ca să vă mai dau o informație despre economia verde și finanțarea în acest domeniu, inclusiv poziția băncilor centrale, uitați-vă la ce este în lume și veți vedea că nu, această mișcare nu este câtuși de puțin dominată de bărbați. Avem șefa Fondului Monetar Internațional, șefă la Banca Centrală Europeană, șefă la Comisia Europeană. Deci este un domeniu nou în care ne adaptăm și noi. Vedem ce se va întâmpla. Și încă o întrebare pe acest subiect. O vedem pe doamna Dăncilă în BNR, lucrează de la birou, remote? Lucrează de la birou și este foarte disciplinat. Mulțumesc. Bună ziua, Cristina Sbărn, Digi24. Aș vrea să știu dacă Banca Națională a primit un răspuns de la Parlament cu privire la legea privind cumul pensiei cu salariu și dacă răspunsul și legea rămâne în formula actuală, care sunt instrumentele pe care Banca Națională le are la dispoziție, ținând cont că sunt două persoane din conducerea băncii, dumneavoastră și încă un membru al Consiliului de Administrație, în situația în care nu ați putea continua activitatea dacă legea rămâne neschimbată. Mulțumesc! A spus foarte multe întrebări, dar trebuie să fac o precizare care a apărut și în public, un comunicat al nostru și un articol destul de detaliat. Noi nu ne-am referit la lege ca atare și ca problema cumului pensiei cu salariu. Ne-am referit la faptul că așa cum este redactată legea și cum am citit-o, sugerează, dar părerea noastră nu e că sugerează, impune întreruperea activității Consiliului de Administrație, cel puțin în forma actuală și cu un anumit număr de membri, ceea ce contravine Tratatului Unional, regulamentelor Băncii Centrale Europene, dar și legii noastre interne. Conform Tratatului Unional, conform regulilor de la Banca Centrală Europeană, Banca Națională a României este obligată, este obligată, subliniez, că atunci când apar modificări legislative care afectează activitatea ei, să se adreseze mai întâi Parlamentului și apoi, bineînțeles, Băncii Centrale Europene. Și am făcut acest lucru. Așteptăm un răspuns de la Parlament. Noi am trimis la Parlament o analiză juridică în conformitate cu obligațiile care ne revin prin Tratatul Unional. În Tratatul Unional și la Banca Centrală Europeană se spune clar că un mandat al Consiliului de Administrație, odată aprobat de către cei care aprobă un asemenea mandat, durează 5 ani de zile și nu poate să fie întrerupt decât în anumite condiții. În altă trădare este trecut acolo. Sunt trecute motivele. În orice caz, nu o lege legată de acest lucru. Deci acest lucru l-am făcut și nu am scris câtuși de puțin legat de cumulul pensiei cu salariile, pentru că asta e problema legiuitorului. El va hotărâ. Legea însă trebuie să fie în conformitate cu Tratatul Unional, pentru că suntem în Uniunea Europeană. Vasile Coman, bancherul.ro. Banca Națională a scăzut dobânda de referință în perioada pandemiei cu 1,25 puncte procentuale. Care a fost impactul acestor măsuri ale Băncii Naționale și dacă nu cumva această scădere a fost prea abruptă? Nu cred că a fost prea abruptă, ca să încep cu ultima parte a întrebării dumneavoastră. Unii ne-au acuzat că am fost prea lenți. Este adevărat că nu ne-am aruncat cu capul înainte, să nu încep cu dobânzile la zero, pentru că am avut o situație specifică. Două deficite mari, gemene, deficitul de cont curent și deficitul bugetar cu care am intrat în pandemie. Nu ne-au permis să
pe de o parte să inundăm piața cu lichidități, pe de altă parte să coborăm foarte mult dobânzile, pentru că acest lucru s-ar fi dus direct în stabilitatea relativă a cursului de schimb și, în general, ulterior, în stabilitatea macroeconomică, ne-ar fi fost aproape imposibil. În aceste condiții, dacă inflația pleca de la 4%, noi am plecat de la 4% cu inflația, s-ar fi dus mai sus să putem să coborâm ulterior ratele de dobândă. Ori abordarea prudentă cu un dozaj adecvat a măsurilor de politică monetară, conlucrarea cu guvernul anul trecut și în continuare cu politica fiscală, au făcut posibil acest lucru. Pe de o parte, am redus dobânzile, dar inflația n-a scăzut, ci a crescut. N-a crescut, ci a scăzut. A crescut în prima parte a lui 2020, dar apoi a scăzut, într-adevăr, și datorită recesiunii. Am asigurat o relativă stabilitate a cursului de schimb și am putut să coborâm dobânzile la 1,25 și ele au rămas totuși cele mai înalte din Uniunea Europeană. Deci a spune acum, post factum, că le-am coborât prea mult, nu este corect, ca să spun așa, nu reflectă realitatea. Avem țările vecine, Polonia, Ungaria, chiar și Cehia, care s-au dus spre 0% și au cunoscut o creștere a inflației în această perioadă, mă refer la anul trecut, de pe la 2-3% spre 5%, cât este în Ungaria. Acolo poate cineva să spună, măi, nu cumva v-ați dus cu dobânzile prea jos și prea repede. Au avut în vedere o recuperare economică mult mai rapidă. La noi s-a întâmplat, după câte vedeți, și cu dobânzi de 1-2-5% ceva mai ridicate. Și în plus au avut două elemente fundamentale în plus, pentru că dobânzile nu sunt chiar scoase din pălărie. Dacă vrea o bancă centrală să facă ceva, să ducă cu ele. Pentru că știți bine ce s-a întâmplat în Turcia, nu? S-au forțat scăderea dobânzilor. Au avut excedente, în care are excedent comercial și deficite mult mai comerciale și de concurent și deficite mult mai mici de în domeniul fiscal. Deci au avut cu ce să se arunce înainte. Acum, avantajele acestei abordări pe care am avut-o, în sfârșit, le puteți judeca dumneavoastră. Dacă le spun eu, sună așa a laudă de sine. Observați, inflația a dus în jos, s-a asigurat stabilitatea cursurilor, reducere substanțială a costurilor de finanțare, atât pentru întreprindere, cât și pentru bugetul statului. La bugetul statului și datorită reducerii dobânzilor, dar, pe de altă parte, și datorită faptului că nu s-a depreciat mult cursul. Că era și varianta aceasta. Reduceți dobânzile, că nu contează cursul, și trebuie să reducem cheltuielile cu finanțare ale statului legate de finanțarea în lei. Dar jumătate din finanțarea României la buget se face din exterior. Deci noi am făcut ceva calcule anul trecut, le-am trimis și colegilor de la finanțe și mai departe și am arătat că o depreciere a cursului nu numai că eroda o depreciere mai mare a cursului, numai că eroda toate avantajele unor reduceri de dobândă, dar chiar le devansa. Cu alte cuvinte, per total, bugetul ar fi plătit mai mult. Și acum ajung și la situația noastră, ce am mai urmărit. Să le reducem și sustenabil, și ele au fost reduse sustenabil, și să nu afectăm economia, creșterea economică, să asigurăm și o creștere economică, să punctat și aici. Acum mai rămâne un aspect. Inflația, într-adevăr, revine, dar numai în România, revine și în alte țări. Cum foarte bine este trecut în comunicat, jumătate din creșterile de prețuri, poate că nu jumătate, cam 40%, sunt din indicii de prețurilor de consum,
Sunt creșteri care rezultă din prețuri administrate. Sunt decizii de liberalizare cu care noi nu putem să ne bătem. Și nici nu are rost să ne bătem. Ne bătem pe runda a doua, de aia suntem cu arma la picior, că aceste majorări la energie electrică, la gaze naturale, la combustibil și așa mai departe, să nu genereze creșteri de runda a doua, pentru care suntem responsabili. De aceea suntem pregătiți. Deocamdată nu vedem acest impact. Da? Inițierea unui control mai strict al lichidității înseamnă că în următoarea perioadă ne vom aștepta la dobânzi mai mari pe piața interbancară? Nu neapărat, dar nici mai mici. Nu neapărat mai mari, dar nici mai mici. Încercăm pentru început să evităm fluctuațiile de dobândă și să asigurăm în același timp lichiditate suficientă să se poată finanța deficitul. Cum vă spuneam, jumătate din finanțarea deficitului este intern, din resurse interne, jumătate din resurse externe. Depindem foarte mult și de succesul dânșilor. Astăzi înțeleg că sunt negocieri pe piețele externe. Leul a avut nevoie de o susținere importantă pe perioada pandemiei, iar presiunile asupra acesteia s-au mai redus în ultimul timp? Sau? Au fost mai mari atunci. A fost chiar o panică pe care am comunicat-o publicului. Am scris un comunicat, ca să spunem așa, l-am scris cu mâna mea pentru că am mai trăit momente de panică. Atunci, în sfârșit de martie și început de aprilie, a fost panică. Deci lumea și-a scos banii din bănci. Unii și-au luat valuta și au pus-o chiar în casete, în aceeași bancă, nu? Ceea ce echivalează cu ieșire de capital. Deci în momentul în care îți retragi banii din bancă și treci în numerari, credită țara emitentă a bancnotei respective. Dacă e în dolari, îi creditezi pe american. Dacă e în euro, creditezi Banca Centrală Europeană. Deci acest lucru s-a întâmplat. Și atunci au trebuit să fie intervenții mai puternice și cu ajutorul băncilor comerciale, temperare a panicii. Panica este un fenomen irațional, nu poți să o îmblânzești cu o singură măsură, nu cu mișcări bruște. Eu am mai trăit aceste fenomene de câteva ore, așa că aveam ceva experiență. Deci atunci a fost un suport. În rest, aș spune că nu. Dumneavoastră să spuneți, da, dar banca mai intervine pe piața valutară. Da. N-am vândut însă niciodată mai mult decât ne-a vândut două Ministerul de Finanțe. Deci noi suntem, din acest punct de vedere, un intermediar. Ministerul de Finanțe se împrumută pe, vă spun acum, pe o cărare simplă, așa, simplific și cu riscurile de recoare. Se împrumută pe piețele externe, de exemplu, să iau bani europeni. Când are nevoie ca să finanțeze activități interne, devin de nou la Banca Națională. În clipa aceea noi creăm masă monetară, deci creăm lichiditate. Și avem grijă că în momentele necesare, urmărim chiar atenuarea fluctuațiilor de curs, nu neapărat aprecierea cursului, ci atenuarea fluctuațiilor și mărirea credibilității, mărirea încrederii monedă națională, să vindem cam ce cumpărăm de la Ministerul de Finanțe. N-am vândut niciodată mai mult. O să publicăm, probabil, un indicator, se numește rezerva netă a băncii naționale, nu? Și o să vedeți că aceasta a crescut cu anumite fluctuații continue și anul trecut. Ce s-ar fi întâmplat dacă Ministerul de Finanțe și-ar vinde disponibilitățile valutare? Are un buffer, nu? Are măricel. Fost momente în care ne-a vândut într-o zi 1 miliard de euro. Păi ce s-ar întâmpla? S-ar duce cursul, s-ar aprecia cu 10%, pe urmă s-ar deprecia cu 15%. Deci acesta este rolul, nu totdeauna agreat, chiar pe plan intern de colegii mei de la politică monetară. Ei sunt pentru mișcări mai ample ale cursului și așa mai departe. Eu, sincer vă spun, nu sunt pentru asta, cu toate că sunt pentru flexibilitatea cursului. Deci nu are niciun rost să tulburi populația și întreprinderile, să pierzi credibilitate
într-o țară unde avem suficientă instabilitate de toate felurile, dar mișcările de curs trebuie să aibă o anumită predictibilitate. Și mai este un lucru. Nu ne-am bătut niciodată cu tendința plăților. Dacă vedem că avem deficit de concurent, inflație mai mare decât Uniunea Europeană, are un rost să apreciem cursul. Deci o anumită depreciere o acceptăm. Nu știm când să face, piața o hotărăște, să nu fie excesivă, să nu fie fluctuații foarte mari. Eu mă bucur că m-ați întrebat, că știu că sunt multe, multe, citesc presa și sunt multe neînțelegeri pe această temă. Sper că am mai făcut ceva lumină, dacă am reușit. Bună ziua, Mihai Baință, Profit.ro. Întreba colegul dacă nu s-a exagerat cumva cu reducerea de dobândă. Poftim. Așa? Nu știu cum. Așa. Da. Poate la noi nu, dar în lume vedem o creștere a inflației, mai ales în Statele Unite ale Americii, unde vedem inflație ce nu s-a mai văzut de decenii. Și întreba este dacă nu cumva s-a exagerat prin alte părți și cumva ne-am contaminat și noi de exagerări din alte părți. Asta ar fi o primă întrebare și mai am. Deci la asta, într-adevăr, 5% inflație, eu fiind veteran și știu anii 70, când ajunseseră pe la 8-10% arată inflație și după aia Volcker a fost nevoit să ducă dobânzile la 15%, a tulburat toată lumea. Să vezi 5% în Statele Unite este mult. Și mulți sunt îngrijorați. Există însă teoria că este ceva tranzitoriu. Adică după o cădere de activitate economică și după o perturbare inclusiv a lanțurilor de producție, spun unii, domnule, era absolut firesc să avem o creștere de prețuri, de aia se va tempera. Prețul la țiței, de exemplu, s-a pus spre 20%, chiar mai puțin, a revenit acum la 70%, a creat un puseu inflaționist. Și cam aceasta este teoria dominantă în Statele Unite ale Americii, dar sunt și voci. Inclusiv voci cunoscute numai de economiști, persoane care au avut funcții la Ministerul de Finanțe, la Trezorerie, la Fed, oameni grei, ca să spunem așa, care spun, hai să nu ne jucăm cu inflația, că în momentul în care o scăpăm de sub control, cu greu o mai aducem la loc și se aduce aici argumentul anilor 70. Aici, anii 60, cu Great Society, cu ajunsul înainte pe lună, că războiul din Vietnam, toate cheltuieli foarte, foarte mari, care până la urmă s-au dus într-o inflație de mai bine de 10 ani și care a costat foarte mult America. Da? Tot așa, și cu asta închei prima parte a răspunsului la ce ziceți dumneavoastră, sunt alții care sunt, dar nu se compară anii 60-70 cu ce este în prezent, este cu totul altceva. Cu alte cuvinte, din punctul nostru de vedere, că probabil că la asta vă referiți, din punctul nostru de vedere, nu putem să facem așa decât să urmărim cu foarte mare atenție și să stăm cu arma la picior. Impactul, de exemplu, din Statele Unite până la noi nu este atât de direct, ne uităm mai degrabă ce se întâmplă în Uniunea Europeană, aici și mai ales în zona euro ne interesează. Văzând și făcând, v-am dat, nu știu, a fost o întrebare anterioară și am spus, un cuvânt esențial pentru perioada următoare, facem prognoze și deciziile pe care le luăm sunt văzând și făcând, pentru că avem foarte, foarte multe incertitudini. Mai aveți o întrebare? În condițiile în care am văzut majori de dobândă în Ungaria și în Cehia, și analiștii estimează că și Polonia ar putea livra anul acesta cel puțin o creștere. Ele au fost cele care s-au aruncat așa mai puternic, spre zero. Și tot timpul ați pomenit de un anumit diferențial de dobândă pe care îl văd. Da, asta e întrebare. Când se vor apropia de noi, începem să ne gândim cu mai mare atenție. Dar nu uitați, între timp au ajuns campioni ai inflației în Uniunea Europeană. Noi nu mai suntem. Deci avem o marjă. Dar anul trecut, ca și în anii precedenți, am lucrat cu marjă de dobândă. Ce înseamnă marjă de dobândă?
Dobânzile sunt negative peste tot în lume. România nu își putea permite să aibă dobânzi puternic pozitive, cu toate că suntem mai clasici, așa, adică dacă o să vă uitați la componența direcției de politică monetară, sunt foarte mulți ortodoxi acolo, clasici în ceea ce vrește politica monetară. Vorbesc de dobânzi real pozitive și așa mai departe. Dar nu putem să ne izolăm de lume. Și atunci singura posibilitate a fost ca marja noastră de dobândă, deseori negativă, depinde cum o calculăm, dar deseori negativă, să fie dobânda negativă mai mică decât în alte țări, în Uniunea Europeană și așa mai departe, pentru că am avut aceste deficite nefericite și inflație mai mare. Și ne-am apropiat. Tot ca un lucru care pot să vi-l semnalez, costurile de finanțare pe termen mai îndelungat ale României s-au apropiat de cele ale Ungariei. Era un decalaj cam de un punct, două puncte procentuale. Ne-am apropiat foarte mult de ei. Și dacă ne puteți exprima de ce, explica puțin de ce avem o trecere pe deficit a balanței primare, vedem acolo un casăr mai mare din dividende de către firmele străine, dacă știți cum ce s-a întâmplat acolo, și de asemenea la venituri secundare avem o reducere a excedentului. Da, mă bucur că le urmăriți. Le urmărim și noi. Eu cred că sunt legate de pandemie și de mișcări, pe de o parte mișcările de populație, de lucrători din străinătate, iar pe de altă parte de comportamentul firmelor străine care, sau celor care investitori din România. Nu am un răspuns clar pentru dumneavoastră până când nu mă lămuresc, nu vă răspund, dar poate cineva din direcție, uitați-vă acolo, domnul Iani Jiru de la statistică, el vă poate da lămuriri mai clare decât... Mie nu mi se pare că e ceva clar acum. La contul curent am un comentariu. Nu m-ați întrebat, să n-am înțeles eu că m-ați întrebat. La contul curent am... Anul trecut, deteriorarea contului curent și în prima jumătate a acestui an a avut și doi factori suplimentari. Pandemia s-a importat mult. Nu numai în domeniul sanitar. Și seceta. Deci ne așteptăm ca acești doi factori care categoric s-au diminuat să ducă la, pentru o perioadă, vom avea, probabil că contul curent să vă duce spre 6%, dar eu personal sper că ușor, ușor exporturile vor crește pe seama cel puțin a exporturilor de cereale și importurile să vor tempera. Deci avem ceva semnale. Dacă mai e vreo întrebare? În legătură cu indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor, avem în continuare acel decalaj de aplicare și, practic, sunteți Banca Centrală acum, cel puțin pe creditele acordate persoanelor fizice, este într-un ciclu de relaxare. Puteți să dați jos, că se aude cu reverberații. Da. Banca Centrală este încă într-un ciclu de relaxare acum, în raport cu creditele acordate populației, pentru că din toamnă vor scădea din nou dobânzile, referința dobânzilor la lei, și, practic, s-ar putea ca și la sfârșitul anului să aveți din nou reducere de dobândă, pentru că este acest decalaj de aplicare. Dacă ați mai discutat cu Ministerul de Finanțe și dacă luați în calcul când stabiliți decizia de politică monetară acestea. Nu ne apucăm să... Dacă sugerați cumva să mai umblăm pe la indicii pentru dobânzile variabile, sub nicio formă nu ne mai adresăm lor. Într-adevăr, având în vedere nivelul actual al indicilor de referință, este posibil că puncte, creditarea pentru populație să fie ceva mai ieftină. Nu cred că este încă ceva rău, pentru că dobânzile noastre sunt încă mai ridicate decât în zona euro. Nu ne vom grăbi să le împingem puternic în sus, dar nici să le coborăm. Deci, mesajul nostru este și de prudență și, pe de altă parte, văd că suficient de mult și este bine. Presa de specialitate atenționează asupra faptului că perioada dobânzilor mici este aproape terminată și debitorii sau potențialii debitori trebuie să aibă în vedere, să-și facă calcule cu mare prudență ca să aibă în vedere viitoare creștere de dobândă care se vor întâmpla peste tot în lume. Dumneavoastră?
să-și facă rezerve? Este sfatul pe care îl dați și dumneavoastră? E, nu știu, asta îi spuneți dumneavoastră, că am văzut că scrieți bine. Puteți să-i sfătuiți să-și facă rezerve, să-și... Da. Dacă mai sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult. Să aveți o zi bună.